Zice lumea că toată ziua stau în bucătărie să gătesc mâncare și să coc prăjituri familiei mele, că nu mai îmi văd capul de treabă în grădină, mai mi-am luat și animale. Nu sunt modernă, absolut deloc. Modernizează-te și tu puțin, fii altfel. Ăsta e un mesaj pe care l-am primit pe Messenger zilele trecute și chiar astăzi îmi comenta cineva pe TikTok ceva asemănător, că gen femeile care sunt așa între ghilimele cu treburi casnice, gospodine și fac și aia și aia prin casă, nu mai sunt moderne. Dragii mei, nu mai trăiți după ce zice lumea, pentru că nu lumea vă face viața, nu lumea vă dă de mâncare, nu lumea vă face familia fericită. Nimic și niciodată nu o să se compare cu sentimentul ăla de a pune ceva bun pe masă făcut de tine și copilul să spună: mami, ce bun ți-a ieșit, mai vreau să mai faci. Sau soțul, sau membrii familiei cu care locuiești în casă. Nimic nu este mai gratificant decât acest sentiment. Și ce vreau să vă transmit acelora dintre voi care vă simțiți, nu știu, stânjeniți sau că nu sunteți la modă: moda momentan este să ai ce mânca și să fie cât mai sănătos cu putință. Și atunci, dacă poți și ai ocazia să ai o grădină, să ai animale, să mănânci cât mai sănătos, ar fi chiar de prisos și de ispravă să nu gătești acele ingrediente naturale. Ce vreau să vă transmit, dragile mele, este că e absolut minunat să faci cu mânuțele tale, nu chiar tot, adică nu ne ducem pe vremea bunicilor noastre când săracele se chinuiau cu toate alea, dar e minunat, repet, acest sentiment să te pui în jurul unei mese și familia să-ți spună: mama, ce bun e să mai faci. Privind gura lumii, întotdeauna va vorbi, dar știți cum e cu gura lumii? Vorbește, își dau cu părerea neclasificată despre tine, iar după se întâlnesc cu altcineva și vorbesc despre altcineva sau se duc acasă la ei liniștiți fără probleme, iar tu stai cu gândul: vai, ce o să zică lumea. Lumea astăzi zice un lucru, mâine zice alt lucru și întotdeauna se vor găsi oameni, dacă putem numi așa, care să zică chestii despre tine fără să le cer tu părerea. Deci nu vă mai ghidați viețile după ce zice lumea, ghidați-vă viețile după ce vă face cu adevărat fericiți. Și tot vorbind de gura lumii, putem rezuma aceeași situație și cu femeile care își doresc o carieră. Nu vă luați după lume, că vezi că trebuie să ai copii, trebuie să ai familie. Repet, rezumați-vă să vă trăiți viața la ce vă face fericiți. Dacă pe voi vă face fericite cariera, și, nu știu, să aveți o pisică sau ceva, un animal de companie, trăiți-vă viața așa, nu contează ce spune lumea, nimic nu e bătut în cuie, ce e bătut în cuie e ce simți, cum îți place să trăiești viața asta pe care Dumnezeu ți-a dat-o să o ai. Și nu toate suntem făcute pentru bucătărie, nu toate suntem făcute pentru curățenie, nu toate suntem făcute pentru grădină, nu toate suntem făcute să fim mame, așa că dacă simți că nu vrei să fii mamă, e total ok, dacă simți că, bă, nu-mi place în bucătărie, e total ok. Ce vreau să transmit cu video-ul ăsta e să nu vă trăiți viețile după ce spune lumea sau după ce zice lumea că e ok să fie cu viața ta. Nu. Viața fiecărui individ este făcută să o trăiască cum îi place lui mai mult. Vreau să spun că și femeile și bărbații ar trebui să procedeze la fel. Dacă simțiți că un lucru o face fericit, ghidați-vă după ce aveți înăuntru, nu după ce vorbește lumea, pentru că, repet, lumea vorbește multe, după care se duc la ea acasă, pun capul pe pernă și se culcă liniștiți. Iar voi stați cu gândurile pe care vi le-au provocat acele persoane. Nu, trăiți-vă viața exact cum simțiți voi pe dinăuntru.